Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că diaspora suceveană a devenit un partener eficient în relația cu administrația publică, în pofida celor care au privit cu neîncredere demersul său de a organiza manifestarea Luna Diasporei. Dorința lui supremă este de a-i vedea acasă, dar deocamdată încă nu a reușit să creeze condițiile propice pentru un loc de muncă decent. Președintele Flutur a vorbit la Bucovina TV în emisiunea Raportul de seară despre preocupările reprezentanților diasporei sucevene pentru deschiderea de noi linii aeriene. El a arătat și ce își dorește cel mai mult de la relația cu sucevenii plecați în străinătate. Pentru asta trebuie să lupt mult, să le creez și eu și colegii mei condiții să vină, că n-au plecat majoritatea de buie, ci au plecat să găsească un loc de muncă. Asta e primul răspuns. În al doilea rând, Luna Diasporei. Iaca diaspora s-a organizat la Bergamo, în Italia, la Milano, și ne așteaptă pentru târgul de toamnă pentru promovarea Bucovinei, a județului Suceava. Diaspora asta în care unii n-au avut încredere. Diaspora socializează pe internet și creează grupe de lobby ca să facem curse aeriene și din alte zone, și de la Bruxelles, și de la Madrid, și din alte zone din Italia, și din Grecia, și din Israel, diaspora face. Faptul că i-am băgat în seamă, că vorbim, că le-am creat chiar un serviciu în Consiliul Județean despre diaspora, eu am văzut că apreciază. Și nu vreau să rămână doar o simplă acțiune de lună august. Gândiți-vă că și asta a dus la creșterea numărului de turiști în județul Suceava, care a crescut consistent față de anul trecut, care era considerat un vârf în ultimii 20 de ani. Deci ne-am depășit cu peste 20% turiștii de anul trecut. N-am ultima statistică, dar asta este realitatea. Să ai 67.000 în luna august de bilete tăiate la Cetatea de Scaun și muzeu, 67.000 de musafiri. Bravo! Să vedeți că anul acesta a crescut consumul. Asta este bucuria. Și Luna Diasporei a avut și ea rolul ei. Ne-am întâlnit cu foarte mulți. Ne scriu. Ne semnalează. Am văzut că și alte județe au luat modelul de la Suceava. Bravo! Foarte bine. Deci eu sunt bucuros de asta.